Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române și îndrăzniți de aici, de la Sibiu, un salut de cordialitate și bucurie către cei care locuiți în București și v-ați bucurat odată în plus de praznicul Sfântului Dimitrie cel Nou Basarabov. Un țăran simplu și cucernic și cuvios, îndrăznesc să spun, model pentru orașul cel mai neatent la cuvioșie. Îndrăznesc să spun că da, pentru că de foarte multe ori în urbanismul nostru nu suntem decât tot niște țărani aduși la lumină de dragostea lor noștri care ne-au vrut mai bun, mai așezați și mai culturalizați în Hristos, dacă putem spune aceasta. Oricum, o îmbrățișare mare de la Sibiu pentru cei care acasă la București și-au prăznuit Sfântul și nădăjduiesc din toată inima la anul pe vremea aceasta să ne vedem mai aproape de 2,5 metri. Suntem în praznicul acesta chemat să citim o epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel și mi se pare atât de important să o recitim împreună. Dar pe voi, care oarecând erați înstrăinați și vrăjmași cu mintea voastră către lucrurile rele, de acum v-a împăcat prin moartea Fiului Său în trupul cărnii Lui, ca să vă pună înaintea Sa sfinți, fără de prihană și nevinovați, să vă așeze în trupul Lui. Suntem cărămizi vii ale acestui trup. De aceea, într-un fel sau altul, când vedeți că reacționează creștinii uneori mai dur, mai neatent la, știu eu, rigorile pe care tot ei și le-au pus, de fapt, e și pentru că doare și pentru că în sine, fiind atacat capul bisericii văzute și al celei nevăzute deopotrivă, trupul n-are cum să nu reacționeze, pentru că nu poate să fie anulat așa, doar dintr-un delete de pe computerul conștiinței și de pe computerul trăirii în Hristos. La cuvântul acesta al Scripturii adaug un cuvânt al unei maici, Maica Maria, care spune atât de frumos: Iisus e totul pentru suflet. Săturare, luminare, curăție, ușurare, întărire, mângâiere. Să spunem, dară, facă-se voia ta. Cu toată plinătatea inimii și atunci sufletul se va vedea pe sine într-o înnoire a vieții, în mireasma ce se arată. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu ca să dăruiască mare pocăință creștinilor. Doar în aceasta se află mântuirea noastră și a lumii. Seara apune, într-un fel sau altul, către o noapte în care avem nevoie de pocăință toți. Începând cu noi, fii ai bisericii, care dăruim uneori celorlalți neatente modele de viață și de comunicare. Dar o putem lua de la capăt. Putem să începem să sperăm, să nădăjduim, pocăindu-ne, că putem să fim iertați. Și iertând, putem ierta. Și dăruind iertare, poate că învățăm să iubim, inclusiv pe vrăjmașii noștri, că pe noi de mult nu mai reușim să ne iubim cum se cade. Ziua aceasta pune peste praznicul acesta care, într-un fel sau altul, ornamentează duhovnicește viața noastră de zi cu zi. Fără îndoială, mâine este o nouă zi, iar noi rămânem ai lui Hristos.